cum se suspende un spectacol de către cineva de sus, în Consiliu, de miniștri, de către, să apară comunicat, s-a mai întâmplat în lume. Comunicat dat de partid, ziarul oficial al partidului Scânteia, că un spectacol se suspende și regizorul este interzis. Nu mai pune o piesă în viața lui, aici în România. Asta e ideea. Cum să, ce să zic? Ceea ce vă privește pe dumneavoastră, doamnă, a fost primul, a fost spectacolul pentru care ați fost adusă. Și să ți se întâmple așa ceva când dumneavoastră ați plecat de la Giulești, unde jucați atât de mult și unde doamna Delanu a încercat să vă rețină. Și ați exact, știu că v-ați dat demisia până la urmă și ați venit la revizorul care a fost interzis după trei spectacole. Ăsta vă doroc, ce actori, cu cine ați prefera voi să jucați, și eu am spus obraznică fiind Liviu Ullmann. Și atunci când ne-am luat rămas de la Lucian, care toată distribuția de la revizorul l-a condus până la ieșirea din teatru și el a plecat pe mijlocul drumului, nu erau mașinile din ziua de azi și s-a întors pe mine, eram în capătul străzii și m-a spus: află că eu o să lucrez cu Liviu Ullmann. Da, eu mă consider binecuvântat pentru că am trăit în secolul trecut și am avut această mare... Mileniul trecut! Și mileniul.
mare, mare, mare actriță. Am avut norocul să lucrez cu Ciulei, cu Pintilie, cu Peciulescu, cu Vlad Mugur. Au fost alte universități pe care le-am absolvit. Ciulei există în mine. Am lucrat cu el multe piese am lucrat. Roluri făcute, diferite roluri. Doamne, minune și de când ne colaboram împreună. Mi-aduc aminte că la Hamlet chiar ne-am ciocnărit un pic. În scena care îl trimite Hamlet, regele pe Hamlet în Anglia, el îmi cerea să fiu un pic complice cu publicul, adică îl trimit, îl omor, să știți că eu îl omor, dar lui nu-i spun chestia asta. Și eu am spus, zic, dar nu-i nevoie să fac complicitatea asta cu publicul, că nu-i nevoie. Peste două replici după ce pleacă Hamlet, eu dezvolui tot planul și spun că l-am trimis o scrisoare către regele Anglii, să-l omoare, cum îl prinde să-l omoare și cu asta gata. Și s-a greu convins, dar când a filmat și a montat spectacolul, că e filmat întreg, mi-a spus, ai o dreptate. De asta e. Deci, accepta, puteai să-i spui. Prima piesă în care am lucrat cu el asta, cu omul care a început aia, am jucat un rol pe care cred că el vrea să-l joace, aș fi vrut să-l joace, mai că nu mai avea vârstă. Și îmi cerea, mi-a arătat cum se joc. Unde nu puteam să fac asta? Nu puteam, pentru că nu puteam să joc ca el. Eu jucam ca mine. Dar, până la urmă, s-a creat așa un compromis și el a acceptat să fac ce cum puteam eu, cum putea el să fac parte de cum poate. Dar nu s-a mai întâmplat. Dar a fost acolo, la început, ne-am dat seama, chiar am văzut câte roduri, nu am de câte roduri am jucat. Și ce piese, ce repertoriu bun și formidabil. De asta zic că am avut noroc pe piața asta, să întâlnesc asemenea oameni și dar nu astea pe bilete. S-au dus oamenii, sunt din generația mea, am rămas ultimul, sunt singur. Mă uitam aseară, sau la azi aseară când am văzut scrisoarea pierdută la televizor, în viață mai sunt Mariana, eu și Diavol. În rest, și Michel. Michelus. Asta este problema. Că ne dispărut, s-au trecut, sunt... Din scrisul. Eu nu înțeleg acum, am văzut câteva spectacole, nu le înțeleg. Să bagă televiziunea într-un spectacol de teatru, se filmează spectatorii, astea sunt pentru mine lucruri... Domnule, dacă... eu cred că ei încearcă să inoveze sau să aducă un suflu nou, așa cum domnul Ciulei... Ei nu încearcă să citească, pe dar ce vor să... Să-ți pui o piesă, să zici că pui o piesă de Chekhov și să o calci în picioare. Să-ți faci tu comentariile tale la piesa aia. Nu va arăt piesa, nu știți, dar... Dar ce crede eu, fiți atenți aici, că vă spun eu cum e. Ce-i asta? Ce-i asta? Este respectul față de text, față de autor. Respectul față de mita în scenă, de regizor, de asta trebuie să fie. În teatru, să rămâne pilon de bază ai teatrului. Nu, călcăm în picioare totul și mama e modern. Așa e acum, așa e. Și nu a fost modern la vremea noastră, dar nu am contestat. Nu mi-aduc aminte că noi am lucrat împotriva altora când eram tineri și munceam aici alături de generația lui Ciulei, care e mai mare decât mine, cu 10 ani, am lucrat cu ei, am muncit cu ei împreună, cu doamna Bulandra, care e mai mică decât mine.
credeam că este, are 200 de ani, dar că acolo era cel care avea ajuns și până la 80 de ani. Da, părea că 200. Da, se poate ca noi să nu înțeleg, se poate foarte mică. În urma vieții, în urma lucrurilor care se schimbă, care merg mai repede, înainte, mereu înainte, până unde te uiți, nu știu unde e sfârșitul. Eu vă mulțumesc, sunt nevoia să mă retrag. Și vă mulțumesc foarte mult că ați venit să participați alături de noi la întâlnirea asta legată de Liviu, pe care nu o să o vezi niciodată, nici pe el, nici pe Lucian Bucurie, pe care e Liviu Bea, pe Pintirie, pe Preciulescu la fel, stima. Și ei se stimau și se considerau unii pe alții. Deci, e altceva. Era altceva. Așa este. Nu mai e. Deci, ne consolăm și vă cer scuze că am să mă retrag.